A avut vreun conflict cu Viorel Hizo? Băi, să știi, fii atent ca să-ți povestesc că Nevio, dar mare, un om de calitate extraordinară. Eram la Craiova, înainte să merg la Rapid, eram la Craiova și el era la Piatra Neamț. La Ceahlău, da. La Ceahlău. Da. Și jucăm, cred că penultima etapă, jucăm la Piatra Neamț. Bă, și ne-au tocat acolo. Ne-au bătut 1-0 cu arbitraj. Ne-au făcut praf. Da, da. Bă, intrau deși tare, mamă, și ne luase la înjurături. Acum, din ce știu eu, am auzit în spate, era Michael Bird, în spatele meu, da. Bea apă. Și Nevio era cu un jucător de-a lui, nu știu, nu mai țin minte care. Și a zis, băi, ia galben, trebuia să iei galben. Și ăla i-a dat căsere, peste apă, i-a dat peste ceva. Palma peste apă lui Bird. Aha. Ăsta, Bird, ăsta n-a înțeles ce se întâmplă, nu știu, imediat a sărit. S-a creat un meleu. Da. Îți dai seama. Ai dat? Nu, nu, nu. Nu? Nu, dar eu auzisem. Da, tu știai despre ce e vorba, da, da, da. Și îți dai seama, pe tunel acolo mai scap câte o înjurătură, nu știu. Și eu dacă auzisem cine era vinovatul, că a luat roșu Bird atunci, știi? A luat roșu. A, deci ăla îi dă galben? Nu, roșu la amândoi le-a dat, știi? Și eu auzisem și am început să-i zic de toate lui Nevio atunci. Îți dai seama că din cauza lui a luat ăsta roșu. Eu nu știu ce, ne-am înjurat, mă rog. Și imediat la 2 luni de zile... Te duci la Rapidul rapid, de era antrenor. El era antrenor. Și prima discuție care am avut-o cu el, unde domnul Bornescu pe aici, ia să vină să... Oh. Știi cum vorbea Nevio? Da, da, da. Ia zi, domnul Bornescu... Mă mai înjură. Ai bine, Nevio, că acum suntem amândoi într-o echipă. Aha, înjurăm pe alții. Înjurăm pe alții amândoi. Nu, dar nu, n-a ținut ranchiun, a fost... Chiar un om senzațional pentru mine și mulțumesc pe această cale. Chiar a accelerat un pic lucrurile ca să ajung la Rapid.